La Zalău a început acțiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare comunitare. Persoanele defavorizate din municipiu vor primi pachete cu alimente. Începând de azi, beneficiarii pot ridica aceste pachete de la punctul termic din Brădet. Pentru beneficiarii înscriși inițial pe liste, alimentele se vor ridica pe baza actului de identitate valabil. Nu se oprește copie după documentul de identitate, ci doar se verifică datele. Fiecare beneficiar va primi două cutii cu conținut identic de produse alimentare, unități de ambalaj și cantități. Distribuirea ajutoarelor alimentare se va realiza către persoanele defavorizate, incluse în grupul țintă, beneficiari de ajutor social, persoane cu handicap, adulți și copii, șomeri, pensionari cu venituri sub 450 de lei pe lună, în ordinea alfabetică a numelui acestora stabilită în cadrul listelor. O persoană beneficiază de produsele alimentare o singură dată și pentru o singură categorie de persoane defavorizate, căreia îi aparține la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă persoana se regăsește la acea dată în mai multe dintre categoriile enumerate. Distribuirea ajutoarelor pe bază de listă suplimentară se va face după ce vor fi primit alimentele personale din listele inițiale. Cei 7.025 de beneficiari ai pachetelor alimentare pot intra în posesia acestora începând de astăzi, 14 iulie. Primăria municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială Comunitară, urmând să distribuie alimentele primite prin programul european pentru cele mai defavorizate persoane. Moștenitorii beneficiarilor înscriși pe listele inițiale, care au decedat până la data distribuirii ajutoarelor alimentare, nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces.